să lămurim acest mister al TikTok-ului, apariției și dispariției banilor lui Liviu. Liviu Nicolae. Nu, nu, nu. Am înțeles că Guță, Lucian. Lucian, pardon, nu Liviu. Da. Scuze, Lucian. Liviu este celălalt Guță care a dispărut. Știi că este adevărat. Dispărut. Dar lui Lucian, banii lui Lucian de fapt au dispărut. Hai să vedem. Lucian e în legătură cu noi. Hai să vedem un pic. 1 2 3 și salut Lucian, mă bucur să te revăd. Salut Cristi, ce faci? Băi, să știi că seara te mai văd acolo când stai în live-uri cu oamenii pe la TV. Și face o treabă foarte bună și foarte interesantă și sunt convins că este de succes. Pentru că acolo se dă și măsura talentului în direct și a farbecului unor oameni. Acolo se vede dacă e, e, dacă nu e, nu e. Și mi se pare că e un test foarte bun. Că la, știi cum e? Că la o petrecere se dă muzica mai tare, mai țipă unul, nu te prinzi. Aici ori e, ori nu e. Ori nu e, corect. Da. Bun. Atmosferă. Salut Mircea și de salut distinși și bucătari care au gătit acolo. Aia e treaba ta, dacă nu vii așa trebuie. Băi, Nicolae, nu că vin, am zis mâine vin singur. Hai, vină cu aici. Deci, Nicolae Guță insinuează că el nu înțelege cum au dispărut banii și că e un mister acolo și parcă te-ar înțelege, parcă nu te-ar înțelege. Vorbește ca și cum s-ar simți puțin păcălit. Care e adevărul? Asta e o declarație ulterior apariției tale la Dan la Capatos când te-am urmărit. Aici deja omul are întrebări. Ce se întâmplă? No. Hai că spun eu. Fraților, o naivitate incredibilă pe care am avut-o în momentul în care am crescut într-un mail căruia i-am răspuns și avit amatorilor, doamnelor și domnilor, fiți băgare de seamă, cui dați parolele, aveți grijă pentru că sunt foarte multe persoane care vă urmăresc economiile și toate lucrurile astea, mă rog, banii și tot. Ce se întâmplă? Pe TikTok există o campanie cu niște inimioare. Așa. Dacă strângi 10.000 de inimioare, a doua zi TikTok-ul îți dă ție un, cum se numește, un titlu, o statuetă, niște chestii. Un grup de hackeri, pentru că trebuie să spunem că acest live epocal, epic, cu Nicolae Guță, a strâns mai mult de 80 de milioane de tap-tapuri. Mamă. Ceea ce înseamnă că acest live a devenit worldwide, adică în toată lumea, n-a mai fost doar în România. Au intrat de pe toate continentele, din toate țările, oameni. Audiența a văzut-o și voi, 80 și ceva de mii de persoane. Nu este vorba, nu știu dacă este un record, nu știu, nu ne interesează treaba asta, nu suntem în competiție cu nimeni și nu avem absolut nimic de demonstrat. Ei bine, am primit un e-mail prin care mi se solicita faptul că trebuie să-mi... cum se numește? Să-mi actualizez datele. Sau cum se numește? Să-mi verifice identitatea. Asta e cuvântul. Așa. Ah, ok, da. Bun, nenea ăștia m-au contactat. Eu, naivitatea mea, am dat acest e-mail, am dat codul acela de acces, pentru că este un cod de acces. Oamenii și-au intrat în cont, nu puteau să ia toată suma de bani pentru că exista limită, în schimb au schimbat parte din acești bani, i-au schimbat în monede și le-au donat în unui alt cont. Eu am făcut toate printurile tot. Și pot demonstra oricui treaba asta. Nu este problemă de război. Ideea este că m-am trezit în ceasul al 12-lea și am schimbat instant această parolă, drept pentru care îi mulțumesc domnului Marius de la noi, de la AMA, pentru că a fost prompt, altfel rămâneam fără niciun ban. Câți bani ți-au luat? $5,400. Bine, pe lângă 130.000... Păi și cu restul? Am avut noroc că am schimbat parola în timp util și n-au reușit să ia toți banii, pentru că ei trebuia să schimbe banii în monede după care îi donau unui cont. Asta e frauda. Deci, câți bani i s-au cuvenit lui Nicolae Guță și câți i-a primit?
Nicolae Încuță, dacă vreți să știți, ieri am făcut un video cu el, îl găsiți pe AMA Studio TV, pe contul nostru de TikTok. Nicolae Încuță și-a primit absolut toți banii din înțelegerea noastră, până la ultimul leu, până la ultimul ban. Paguba rămâne a mea 100%. Prostia se plătește, a fost naivitatea mea, nu trebuia să dau chestia asta, adică parola. Deci este vorba despre 5400 de euro, bani, de dolari, bani care da, Liviu, sunt practic gaura mea. Lucian, adică Lucian. Pierderea mea. Lucian. Dar Nicolae Guță, încă o dată subliniez, uitați, și-a primit banii, da? Live, el spune cu subiect și predicat, cum se spune în televiziune, faptul că și-a primit absolut toți banii din înțelegerea noastră și din convenția noastră. Lucian, Lucian. Să nu mai existe niciun fel de discuție legat de acești bani. Lucian. Nicolae Guță și-a primit banii, toată lumea e mulțumită. Luciane, stai un pic. Lucică, Lucică, întrebare. Am și eu o curiozitate, ca orice muritor de rând, care nu face live-uri pe TikTok, dar care tot aude povești de genul. Din toată suma asta de 130.000 de dolari, din care 5.000 au fost ciordiți, ca să fim pe limbajul ușor înflorit al celor care se uită destul de des pe TikTok, din ciordala de 5.000 de euro și cei bani, banii cei care au rămas, câți i-au revenit lui Guță? De curiozitate te întreb, nu de altceva. Titlul informativ, atât. De curiozitate, cât câștigă un om? Nu știu dacă fac bine să spun. Dacă domnul Nicolae Guță va vrea să facă publică această înțelegere între mine și el, cu mult drag vă voi răspunde. Altfel. Dar păi stai o secundă, dă-ne măcar un ordin de mărime, Luciane. Adică cât? Zeci de mii? Cât? În seara aceea s-au făcut 45.000 de dolari, bani. Aha. Pe care noi am primit în acest cont. Juma? Nu. No, era bine. 70-30? Da. Ceva de genul, nu pot să spun, iertați-mă, trebuie să vorbesc cu Guță. E deci, fratele meu 70, și Guță, 30 voi. Deci în genul 70-30, el 30 voi, da? Da, Liviu, dar nu pot să spun Lucian, că nu știu ce am de tot Liviu, Lucian, rentează chestia asta, adică să stai cum stă Guță câte 7-8 ore, am înțeles de la prietenul nostru comun Cătălin Rusu, că știi despre cine zic. Da, rentează să stai atâtea ore în live, financiar vorbind. Emisiunea cu Nicolae Guță a început la ora 8 și s-a terminat la ora 1 seara. Nici eu și nici Nicolae Guță nu aveam de unde să știm că vom face atâția bani, sincer. Eu am fost regizorul, eu am pus scena, luminile, dar nici în cele mai frumoase vise ale noastre nu ne așteptam la o asemenea, la o asemenea sumă. Și foarte interesant. Ca număr de oameni în live, câți au fost? În live. Vârful. Undeva momentul în jurul la 85.000 de persoane, dar asta nu este relevant. Nu ca asta știam, că nu eram sigur, știam ceva de 80.000, dar după ai zis tu de 80 de milioane de tapuri. E altceva, da, e greșit. Vizualizările totale sunt 2,6 milioane de persoane care au văzut live-ul ăsta pe întreg parcursul acestui live. Bravo. De la ora 8, Luciane, până la ora 1. Bravo. Dacă mai faci de astea epocale, probabil că o să mai vorbim și, pentru că poate să fie, iată, un model de succes pentru artiști care pot să țină 5 ore. Trebuie să mai și poți să ții 5 ore, frate. Problema va fi alta, că și Lucian cred că știe, statul român și nu doar statul român, Uniunea Europeană, fiscalizeze. Pe lângă faptul că vor fiscaliza, vor intra foarte tare în povestea asta a TikTok-ului, da, în a limita astfel de povești de genul, pentru că deja dezmățuci că e de ordinul miliardelor de euro la nivel european. Și ai văzut că din punct de vedere politic încep diverse... Încep niște chestii. Oameni buni! Și cu asta chem. Ascultați-mă puțin. Nici o secundă noi nu ne-am gândit că vom ajunge la această sumă. Nu e ok, n-avem nicio vină. Doi.
Auzim și noi tot felul de vorbe din astea, cum că am spălat bani, că sunt spălări de bani. Băi, oameni buni, nu poți să speli bani cu 85.000 de persoane. Nu, e o prostie. 2,6 milioane de persoane care au văzut tot live-ul. În primul rând, Lucian, că ați fost, primul rând că ați fost în live și totul a fost la vedere, ceea ce da, clar. N-are cum să vă acuze nimeni. Nu a fost nimeni. O persoană care putea să dea majoritatea totul acestei este vizibil, sume. Totul adică este complicat. Registrat. Era foarte laborios și complicat să faci așa ceva. Mulțumim foarte mult, Lucian. Mai mult decât atât. Zi, la final. Deci toată această sumă s-a plătit în firmă. Toți banii sunt impozitați. Nu îți vă faceți probleme. Din punctul ăsta de vedere nu e niciun fel de problemă. Statul vizează alte povești. Nu voi care sunteți foarte cinstiți. Nu pe artiști te iarde. Nu pe artiști. Nu pe artiști iarde. Bine, Luciane. Mersi. Baftă, ne mai auzim. Te-am pupat. Lăsați-mă să-l salut repede de tot pe Răzvan Mirea, omul care este lângă mine zi de zi. Bravo. Să fie sănătos și Răzvan. Și mâine ne vedem acolo, am înțeles, Cristi? Ce zici? Mâine ne vedem acolo la tine? Stai că vorbim după emisiune la ora 6, să vedem exact care e treaba. Ok. Bine, mersi, Luciane. Te-am pupat. Pa, salutare, pa. Numai bine. Pa.